E cea mai puternică dorință despre care vorbește cu ochii în lacrimi. De 17 ani, Veronica își dorește un copil. După mai multe sarcini pierdute, acum la 35 de ani, a apelat la fertilizarea in vitro. Dar costurile sunt enorme. Singura soluție asta este, doar că costurile sunt foarte mari. O minune, să zicem, dacă statul ar deconta așa ceva. Într-un timp mi-am pierdut orice speranță, ne dorim prea mult și parcă nu se întâmplă minunea asta. 5.000 de proceduri, câte 4.500 de euro fiecare, ar urma să fie decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin Programul Național de Fertilizare in Vitro. Decontări se făceau și până acum, dar puține, iar condițiile au fost și ele schimbate. Proiectul este în dezbatere publică. Ținând cont de faptul că procedura în mod normal costă între 2.500 și 3.000 de euro, și medicamentele mai costă undeva între 1.000 și 1.500, practic, cu această decontare va trebui să acopere toată procedura de fertilizare in vitro. Statisticile arată că în România, de la an la an, se nasc din ce în ce mai puțin copii. În 2021 a fost cea mai mică natalitate din ultimii ani, iar infertilitatea este una dintre cauze. România era pe ultimul loc în Europa. Era mai rău decât Albania și Kosovo. România plătea și asigura plata doar la jumătate din costul unei fertilizări in vitro. În România se fac între 5.000 și 8.000 de astfel de proceduri pe an, cele mai multe fără sprijin de la stat, iar mii de familii au renunțat la acest vis pentru că nu au avut bani. Nu e ca și cum noi avea un telefon ultimul tip, nu e ca și cum noi avea o mașină ultimul tip, este ca și cum tu, în cuplul tău, nu te împlinești prin maternitate, paternitate, da? Deci este o miză enormă în raport cu care 4.000 de euro, vă spun sincer, înseamnă nimic. Medicii atrag atenția că, deși procedura în sine va fi decontată, analizele necesare pentru depunerea dosarului sunt plătite din propriul buzunar.